Anul Suci urmează deplasare foarte lungă, cred că printre cele mai lungi din Liga 2 la Bacău. Da, da, probabil că cea mai lungă. Lungă, grea, toate punctele de vedere, pentru că facem mult până acolo și, pe de altă parte, pentru că e un meci foarte important pentru noi. Un meci de 6 puncte, poate. Sau ceva în genul ăsta. Deci de aceea trebuie să fim foarte concentrați, să plecăm cu două zile înainte, să facem o oprire pe drum și încercăm să scoatem maximul de acolo. Echipa Bacăului, Aerostarul, cum ați apucat să studiați? Echipa, nu știu dacă am ce studia sau dacă ce am studiat se va potrivi cu socoteala din târg, pentru că știm cu toții că a venit un nou antrenor și s-ar putea să constatăm schimbări radicale în concepția de joc. O să vedem. S-ar putea, cine știe. Deci trebuie să fim pregătiți pentru orice. Oricum, noi îi cunoaștem în mare. Rămâne de văzut care va fi așezarea lor, care va fi strategia jocului. Va trebui să ne adaptăm la fața locului. Da, pare o echipă spectaculoasă, cel puțin prin prisma ultimului rezultat, 3-3, da, Brăila. Ar trebui să convină, poate, Ripensei, care are și ea un joc deschis. Da. Noi sperăm să închidem poarta. Să închidem cât mai des posibil poarta și să nu mai luăm goluri. Sau cât mai puține și să dăm mai mult. Deci s-ar putea ca asta să fie strategia noastră. Sperăm să ne și iasă. Vedem pe cine putem conta la acest joc. Nu știu în acest moment, nu știu să spun lotul care va pleca mâine. Să ne gândim până seara și vom decide în consecință. E puțin mai dificil de stabilit lotul acum. A revenit și Ungureanu la antrenamente. O să ne gândim dacă e sau nu e ap de joc, adică mă refer aici la capacitatea lui de a-și învinge eventualele rețineri în joc datorate perioadei mai lungi de disponibilitate. Ne vom gândi, vom discuta și cu el și vom decide. Azi mai mulți jucători mi-au plăcut, care au avut multe mai multe. Să ne gândim și la ei, să vedem ce vom face. Jucători accidentați avem? Sau? Marius Toma este incert în acest moment. Ai înțeles că ar fi lotul, v-ați putea baza pe da. Aproape toți. Da, da. Da și cu mențiunea, bineînțeles, Ungureanu, exact, care nu da. Știți dacă și-a da. Putea depăși temerile sau poate ritmul. Da, da. După am observat puține rețineri care, pe măsură ce minutele treceau, aveam senzația că se stompau.